Da, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru această poveste frumoasă, Cartfest, poveste de Cristian, poveste de Brașov. Aici ne-am oprit anul trecut. E cumva ultima filă. Astăzi povestim sau răsfoim în continuare. Bună seara, Alexandru Rareș-Crețu, președinte onorific al Cartfestului. Bună seara, Carmen Lomănariu, vicepreședinte Cartfest și, înțeleg, cea care coordonează trupa de voluntari. Pentru că la acest festival este și o superbă trupă de tineri voluntari. Așa este, bună seara. Care umplu de tinerețe, de bucurie, de entuziasm locul, dar care pun și mâna la treabă. Ei fac parte din echipă și așa s-a întâmplat în fiecare an. Și anul acesta suntem mult mai mulți pentru că ne dorim să fie și mult mai mult. Mai mulți, mai buni? Evident. Și la fel de frumoși. Cum este, Alexandru Crețu? Este bine, este frumos, legat de partea asta de voluntari. Lor trebuie să le mulțumim în primul rând, pentru că cu ei și prin ei reușim să organizăm de fapt acest festival. Dacă nu ar fi ei, probabil că nici festivalul nu ar fi aici unde este el astăzi. Are nevoie, deci, de acest suflu de tinerețe, de entuziasm, dar ei sunt și cei care, așa cum povesteam cu Carmen, pun osul la treabă. Sunt multe de făcut. Mai aveți cam 2 săptămâni? Da. Și răsfoim mai departe. Deja ne întâlnim, ne-am întâlnit deja și cu voluntarii, ne bucurăm dacă sunt mulți și că sunt mulți doritori, sunt mulți tineri entuziaști, iar asta ne bucură și mai tare. Își doresc să vină, să contribuie la organizarea unui astfel de eveniment. Am ajuns la cea de-a 5-a ediție, am văzut câteva imagini de anul trecut, știu că la fiecare ediție festivalul a tot crescut. La un moment dat te simți obligat să urci un pic mai sus și mai sus, să poată mai sus? Tot timpul se poate mai sus și noi asta ne și dorim, să creștem, să păstrăm calitatea și noi, organizatorii, învățăm pe parcurs. La fiecare ediție învățăm lucruri noi și le punem în practică. Carmen Lomănariu, câte ediții pe Răboj? Eu în echipă sunt doar de anul trecut, oficial, dar alături de ei cu sufletul de la început, presupun. 2 ani în urmă, din 2015. Dar anul trecut am renunțat la corporație și atunci mi-am dedicat tot timpul organizării festivalului. Și deci așa. O fostă corporatistă care, da, a găsit energie și care a renunțat la foarte multe ore petrecute în corporație ca să întoarcă comunității tot ce a învățat în corporație. Și echipa Cartfest, noi organizatorii și toți voluntarii și întreaga comunitate chiar mi-a oferit cadrul perfect pentru a pune în valoare ceea ce am învățat. Adică o minte rece de manager sau este sufletul, este partea caldă sau e partea rece? Ce e Carmen în echipa asta? Aș prefera să răspund eu. Eu spun că echipa asta este unită de pasiune și m-am și e foarte caldă. Da, chiar este foarte chiar caldă. Chiar clocotitoare. Și deși aseară am avut întâlnire cu voluntarii și le-am spus că sunt foarte dură și zic eu intransigentă, pentru că este nevoie de rigurozitate când organizezi așa ceva. O mână foarte eu să iasă ce-am văzut mine, acolo. Sunt o persoană caldă și care pune suflet în ceea ce face, la fel cum suntem noi toți, pentru că altfel n-ar ieși. N-ar ieși așa, deci este mâna de fier în mânușa de catifea. Da, putem spune și așa. Trebuie să le îmbinăm, pentru că trebuie să fim, da, și riguroși, însă e nevoie și de această pasiune, e nevoie și de căldură, inclusiv printre voluntari, se leagă foarte multe prietenii între ei și între noi și ei sau între ei și spectatori. Și atunci asta facem practic, aducem oamenii împreună și îi aducem aproape unii de ceilalți. Bun, mă gândeam la un profil al celui care pune la cale o năzdrăvănie din asta frumoasă, o aventură frumoasă. Aici vroiam cumva să ajung, apropo de rece, cald, cât e pragmatism, cât e suflet de artist și cum se îmbină într-o echipă toate acestea, cum se iau ingredientele pentru a construi așa ceva. Pentru că ai pornit în urmă cu câțiva ani cu o mână de oameni, cu o mare de vise și cu foarte puțin bănuți.
Da, a fost o perioadă destul de greuță, partea de la început, bine, nici nu ar fi ușor acum, dar atunci a fost altfel. A fost perioada din 2010, 2011, 2012, perioade pe care noi acum nici nu le contabilizăm, pentru că au fost niște ediții, să le spunem așa, de încercare. Atunci, noi cei care... Nici măcar pilot, să nu le spunem așa. Da, le put... e mai bine atunci de cercare. Atunci ați decolat. Da. Exact. V-ați luat zborul. Noi, cei din echipă, făceam în așa fel încât să creionăm și să organizăm un soi de eveniment, pentru că el nu ne ieșea încă așa cum ne doream. Însă tot noi, cei din acea echipă, puneam inclusiv bănuți mână de la mână ca să putem să facem un ceva acolo la Cristian. Bun, astăzi stați mult mai bine la buget, da. Da, ați devenit profesioniști, dar ați câștigat și credibilitate și sponsori, că de fapt despre asta, despre asta vorbim. Deci mai ușor ar fi din punct de vedere financiar sau e la fel de greu că aveți vise mai mari? Este la fel de greu pentru că am urcat. Deci crește bugetul, crește visul. Exact. Și crește și așteptările implicit. Da, în momentul în care oferi ce am văzut anul trecut acolo, cred că mai toți au așteptări să fie cel puțin la fel. Am văzut piațeta aceea plină, frumoasă. Cu ce umpleți anul acesta? Păi, odată nu umplem doar piațeta. Piațeta va fi plină, va fi plină sala mare a Căminului Cultural, va fi plină curtea sălii mari, unde vom avea proiecții de film, tot acolo va fi partea de cafenea, acolo vor fi atelierele pentru copii și multe altele. Locații noi, la ce am zis? Locațiile nu sunt neapărat noi, însă încercăm să le punem cât mai bine în valoare. Vorbim iarăși de Biserica Evanghelică, unde vom avea amprenta din nou... aceea unică, exact. Da. Vorbim despre școala generală, despre sala de sport, aceea cu un tavan, am văzut-o și pe filmulețul de dinainte, extraordinar. Scos de sub mus, da. Da. Deci vor fi în toate aceste locuri, noi asta ne dorim, să le punem odată în valoare, prin ceea ce reușim să aducem acolo, prin spiritul care va fi acesta, unul cald și prietenos. Cristoloveni foarte mulți, dar iată și brașoveni și cristoloveni cu sufletul devenim cu toții, cel puțin pe perioada festivalului. Cum ai primit această idee de a fi parte a unei echipe magice? Inițial am fost ca și partener, pentru că împreună când erai corporatistă pe care o reprezentam, mi-am dorit foarte mult să avem o activitate, o acțiune, și ulterior m-am cerut în echipă. A, deci așa a fost. Da. Nu acceptă pe oricine, nici cristolovenii și nici membrii echipei, și pe bună dreptate. Și mă simt foarte bine. Un eveniment iubit de cristoloveni, un eveniment al cristolovenilor, dar un eveniment pentru toți brașovenii și nu Corect. Numai. Când înțeleg că vin oameni din concediu să fie la Carfest. Deci deja, cumva, trebuie să fii cristolovean. Ce înseamnă spiritul ăsta de cristolovean văzut din afară? Pentru mine a însemnat o comunitate foarte, foarte deschisă și cu o amprentă puternică de rigurozitate săsească. Adică dacă până să fac parte din echipă cunoșteam Cristianul doar de pe DN, odată ce am cunoscut comunitatea și am postat în nenumărate ori pe rețelele de socializare, chiar este o comunitate de care nu ai cum să nu te îndrăgostești. Deci o simți dragă la suflet și simți că ai fost adoptat așa? Asta cu adoptatul nu știu ce să spun, dar este foarte dragă. Și fac cu plăcere și facem toți cu plăcere pentru comunitatea din Cristian și nu numai... Da. La tine, Alexandru, Crețu e mai mult decât atât. După 10 ani de politică, nu? Am trecut în partea administrativă, administrator public la primăria Cristian. Este o poziție nouă. Ce înseamnă să fii organizator de pe această nouă poziție? Oricum, politica poate a venit un pic să
să ajute pe de o parte, să umbrească pe de alta festivalul. Nici nu știu plus minus cu cum stai cu contabilitatea. Da, depinde cum privim lucrurile. De cele mai multe ori, fără politică nu se poate. Nu deschizi ușa. Exact. Și atunci, la Cristian este un cadru perfect, aș spune eu, din punctul ăsta de vedere. Adică avem o primărie și niște oameni care sunt cu adevărat deschiși în acest sens. Și ce poate fi cumva mai frumos decât să investești în educație și în cultură, de să investești practic în viitor? Deci, din acest punct de vedere, ai avut drum liber, frumos. Mai sunt și adversari în politic. Și ei vin și poate aplaudă și poate se bucură că o văd pe Maia și văd toate aceste vedete în Cristian, dar care pot să și cârcotească după aia. Că, există și aceste lucruri. Înghiți greu când cineva, când un adversar politic mai ales are poate succes. Poate că atunci pe moment, da, sau poate că nici noi nu privim foarte bine cârcotelile, însă toate aceste lucruri ne ambiționează și ne fac să ne dorim să facem mai mult și mai bine. Deci ce nu te omoară te face mai puternic, cu alte cuvinte. Să intrăm în această organizare de festival. Ați spus că aveți aproape gata totul acolo. Programul este bătut în cuie, vedetele arvunite, să fac ultimele aranjamente. Îl voi ruga pe colegul meu să ne ofere niște imagini de anul trecut de la secțiunea de teatru, în timp ce voi o să-mi povestiți ce aduceți anul acesta. Ce ne puteți spune în acest moment? Păi ar trebui să trecem cumva aproape prin tot programul ca să nu facem cele discrimine. Cele mai cele. Însă, da, revine la Cristian Marcel Iureș și ne bucurăm foarte tare de asta. Vom mai avea încă un spectacol în care o avem pe Maia Morgenstern. Și Maia și Iureș s-au îndrăgostit și ei de Cristian, deci iată că Maia este pentru prima oară la Cristian. E prima oară Maia când... este pentru prima oară la Cristian, dar Iureș da revine. După aceea avem un prim spectacol care este producție proprie, este după cartea Petronelei Rotar Orbi și este în colaborare cu echipiera voastră, exact, un membru de nădejde. Exact, da? Exact. Este o coproducție cu cei de la Grivița 53, va fi în regia lui Chris Simion. Suntem foarte curioși de ceea ce urmează să iasă, pentru că nici noi nu știm. Noi n-am văzut încă nimic. Spectacolul va fi în premieră, va fi sub formă de lectură la Cristian, deci va fi o premieră totală, inclusiv pentru noi. Deci sunteți la fel de nerăbdători ca și noi să vedeți. A fost un succes cartea Petronelei, a depășit toate așteptările. Ea era copleșită, a fost aici în emisiune și ne-a povestit. Iată că treceți la o nouă etapă, sunteți și producători de spectacol. Așa ne-a venit și ideea. Cumva eu și Carmen am povestit despre asta. Petronela nici măcar n-a știut că am trimis cartea să vedem dacă putem să o dramatizăm. Chris Simion a răspuns pozitiv și atunci toate lucrurile au mers așa pe bine înainte. Înțeleg că a fost atât de mare cererea în anii trecuți, încât din acest an introduceți un soi de bilet de intrare și aici trebuie să lămurim un pic da, lucrurile. Bilet de intrare este probabil mult spus, este de fapt o rezervare de loc. E o rezervare de loc. Exact. Tocmai pentru a evita acea îmbulzeală de la intrare și tocmai pentru a evita partea asta de desincronizare, să zic așa, erau persoane care veneau și din păcate nu mai puteau să intre la spectacol, iar tot ei ne spuneau, ok, dar am bătut atâta drum, am venit de la atâta distanță. Reproșurile, nemulțumirile. Da, și am încercat să rezolvăm lucrurile acestea. Noi zicem că am reușit. Avem rezervări de loc, da, contracost încă pe iabilet. Cristolovenii au avut parte de o rezervare gratuită pusă la dispoziție de primăria Cristian, tocmai pentru că primăria este principalul partener și atunci a existat un număr de rezervări în acest sens. Și gata, s-au terminat? S-au terminat. S-au terminat? Da, s-au terminat.
Am înțeles. Deci bătaia foarte mare sau problema ar fi aici, la spectacolele închise da, pentru da. Că aici e un număr limitat. Altfel, intrarea este liberă. Deci în piațet avem loc cu toții. Absolut. Care a fost cel mai mare număr de spectatori anul trecut? Că presupun că anul trecut a fost vârful. Da, am avut mii de oameni. Acum nu avem o exprimare, o aproximare n-au exactă. Au fost acolo jandarmii să spună exact. Da, însă noi estimăm că anul trecut am avut 15.000 de persoane per total care au trecut pragul festivalului. Care a fost de momentul preferat pentru Carmen? Dacă e să alegi repede o imagine de anul trecut. Mai anul trecut eu Carmen, nu Carmen. Membra echipei, mi-am dorit foarte mult să văd Dragostea durează 3 ani. Pentru mine Cris Simion este și ambasadoarea noastră a festivalului, este un regizor cu care empatizez. Dar au fost foarte multe momente frumoase. Din păcate nu am putut participa la toate pentru că... Asta înseamnă să fii organizator. Da. N-ai bucuria și privilegiu să stai relaxată, dar, să vezi un spectacol. M-am bucurat foarte mult când ieșeau participanții și auzeam feedback-ul lor pozitiv. Și în egală măsură m-a bucurat foarte mult. În primăvară am desfășurat un sondaj pe rețeaua de socializare și faptul că am primit feedback pozitiv pentru absolut toate evenimentele care au avut loc în ediția 4. Pe mine m-a umplut de bucurie și pe noi ne-a umplut deci de bucurie. A fost o bucurie continuă? A fost o bucurie continuă sau au fost și foarte multe momente grele și stresante, așa când privești în urmă la un festival care a rămas în amintire? Probabil că asta constă cumva și frumusețea. Dacă ar fi foarte ușor... Ți-a aduce aminte? Eram foarte stresat atunci la Iura și sau la Cutare sau... Wow! A fost magic! Bine, e clar că rămâi în minte cu momentele de final și cu momentele de bucurie. Unul dintre ele a fost exact în momentul în care am vizualizat noi pentru prima dată aceste filmulețe pe care le-au văzut și telespectatorii acum. Abia atunci, acela e momentul în care realizezi și spui wow, am făcut noi asta. Ce lucruri minunate am făcut, ce da. Fain a fost da. Cumva. Da, deci să ne așteptăm la niște spectacole cel puțin la fel de frumoase și mai vedem niște imagini de la secțiunea carte, tot așa sunteți și anul acesta împărțiți acolo. Ce a fost, care a fost cireașa de pe tort? La secțiunea carte? Da. Mă recunosc că la secțiunea carte nu am participat, adică nu pot să spun din perspectiva spectatorului, pentru că au fost foarte multe alte lucruri de organizat. Dar toate conferințele au conferințe interesante, lecturi. Ce ne-a plăcut nouă foarte mult este că au fost foarte mulți tineri. Adică inclusiv din rândul voluntarilor erau doritori să participe la voluntarii cumva încercau să învoiască, vreau să particip. Voluntarilor le-a plăcut foarte mult lansarea Stânilor Verzi. Da, deci un semn bun. Nimic nu este întâmplător, poate de acolo s-a născut și dorința de a ataca recordul mondial la lectură, nu? Din combinația asta de pentru totuși Carfest a fost Carfest a fost organizatorul. Așa este. Iar ideea a venit de la un voluntar. De la un voluntar. Iată, fiind voluntara noastră. Cum se leagă lucrurile. Deci ai carte, ai parte până la urmă. Sau cum era, ai carte, iei parte la da, voi. Așa a fost la ați evenire. Parafrazat zicerea. Ce avem anul acesta? Eu am văzut Pascal Bruckner și am zis wow, aici chiar trebuie să ajung. Da, asta e un soi de mândrie. De cireașă, e chiar cireașă. Adică, și ce cireașă. Dacă ne gândim, vine Pascal Bruckner, vine Pascal Bruckner la Cristian. Sună așa. Sună, recunosc și... Ne bucurăm că reușim să facem asta. Dacă la prima ediție artiștii ridicau cumva așa din sprâncene și ziceau unde venim, da, unde la Cristian, Cristian? Da, unde e asta, dar dați-ne și nouă mai multe detalii. E, acum deja nu mai avem nevoie de a le explica. Vorbeam foarte de stegulețul tare. Acela da. Pe care Carfestul la da, asta este un prim semn așezat. Că am mers și că suntem pe drumul cel bun.
pentru că ne-am dorit de la început să așezăm frumos Cristianul pe harta României din punct de vedere cultural. Și acum Pascal Brugner vine și spune, merg la Cristian. Da. În afară de Pascal, ce momente ați mai pregătit? Ce mai scrie acolo pe... Avem foarte multe conferințe, pentru că tot ceea ce facem anul acesta este sub egida unul pentru toți. Suntem un an de centenar și sărbătorim centenarul și prin ceea ce facem la Sunt teme, avem conferințe despre recuperarea memoriei istorice, avem conferințe despre minorități, despre diversitatea culturală, deci sunt teme exact pe această idee. Pe cine așteptați la aceste dezbateri? Sunt dezbateri sensibile, sunt dezbateri generoase, sunt subiecte incitante, depășesc mult zona cristianului. Depășesc zona Cristianului, însă, da, festivalul se organizează la Cristian. Cei de la Cristian, din Cristian, cristolovenii se pot bucura, da, în primul rând de asta, însă poate veni oricine. Patriotismul acela local e la noi acasă, uite cine vine la noi sau pe ce... Că trebuie să aibă partea lor. Eu personal simt asta, așa că cred că simt și ei același lucru. Dar după aceea este vorba despre întreg județul Brașov, că organizăm un festival într-o localitate din județul Brașov, Consiliul Județean de altfel ne este și partener, și atunci este vorba despre întreg județul și după aceea este vorba chiar despre întreaga țară. Da. Îi întrebam înainte de începerea emisiunii pe ce loc mai sunteți, da. Iar colegul vostru care stă în culise acolo spunea primii, pe ce loc sunteți? Da. În diferite topuri. Sunt diferite topuri dacă din punct de vedere al evenimentelor suntem pe locul 2, din punct de vedere cultural, dar suntem primii. Asta înseamnă iarăși adică o creștere de genul acesta să o poți face atât de repede totuși, pentru că suntem totuși la a cincea ediție și să te știe și să îți recunoască meritele oamenii și cei care au jurizat. E un brand deja, un brand reprezentativ pentru zona noastră, obligă. Asta înseamnă echipă și am povestit un pic de echipa de voluntari și înseamnă buget. Și dacă ajungem la buget, să vedem cine v-a ajutat, cine v-a pus piedici, cine e nemulțumit că aveți prea mulți bani și că îi tocați cum îi tocați. E cumva, cred, mult spus că este cineva nemulțumit că avem prea mulți bani și îi tocăm. Parteneri sunt, da, exact cum spuneam, principalul partener este Primăria Cristian. Din totalul bugetului, primăria vine cu o parte cam de 50%, să spun așa, din întreg bugetul. 50% doar? 50%. Ponderea a scăzut de la an la an, chiar dacă suma este aceeași. Însă, dacă o luăm procentual... A crescut festivalul, au crescut cheltuielile. Dar dacă o luăm procentual față de bugetul pe care îl are Primăria Cristian, ceea ce alocă pentru Cartfest înseamnă 1,3% din bugetul total al Cristianului. Dacă ne gândim că numai anul trecut Primăria Cristiană a atras din fonduri europene alte 7,6 milioane de euro, ne putem gândi că acest festival înseamnă pentru Primăria Cristiană doar 0,5%. Și atunci, de ce să nu oferi posibilitatea oamenilor de la tine de acasă să se bucure de un astfel de eveniment, să crească împreună cu noi și să crească și vizibilitatea Cristianului totodată. Este o promovare extraordinară. Exact. Vorbeam de Pascal Brugner și de alte nume mari, de Maia, de Marcel Iure și de ce nume mai aveți în acest an în această frumoasă aventură. Aventură, i-am spus eu, deși aventură bine pusă la punct și cred că nu lăsați lucrurile deloc la întâmplare. Asta cu bugetul, pentru că întotdeauna discuțiile acolo duc ale celor care ies din faza de wow, ce frumos este, ce minune, ce frumos e la noi acasă, a venit X sau Y. Tocmai de aceea am dat și aceste cifre și le explicăm de fiecare dată celor care întreabă, pentru că totul este mai mult decât transparent.
Adică oricine poate veni și poate consulta. Și administratorul public nu se poate confrunta cu ideea că da, da, noi avem copii, bine, la Cristian nu cred că sunt copii care mor de foame, dar întotdeauna se pune în balanță și se forțează lucruri de acest gen. Se pune în balanță, însă pe de altă parte ceea ce vrea să facă Cardfest-ul și și-a asumat deja acest rol este de a ne implica și pe latura socială. Adică noi, asociația, să facem și alte lucruri pentru cei care, da, poate că nu au anumite posibilități. Însă vorbeam mai devreme despre fonduri europene atrase. Primăria Cristiana a atras 4 milioane de euro anul trecut, tocmai pentru aceste persoane care nu au foarte mari posibilități. Deci, pe de-o parte, este promovarea, da, care folosește la alte, exact, la alte acțiuni care pot, care pot ajuta acești oameni. Ce spune fosta corporatistă vis-a-vis de acest management? Și de această implicare socială. Povestea de buget și mă gândeam cum au decurs întâlnirile noastre de organizare, pentru că dacă anul trecut am plecat de la ce ne-am dorit să avem, și am depășit. Tot începe cu un vis. Bugetul anul acesta, discuția a plecat de la ok, care ne este bugetul și hai să vedem ce ne dorim să aducem în acest buget. Da, și mult mai confortabil. Da. Mm-hmm. Și din dorința de a ne fi nouă mai clar și a fi și celorlalți mai transparent și mai, mai clar. Deci mai bine. Da. Bun. Și din același considerent, anul acesta ne-am dorit să limităm oarecum numărul partenerilor comerciali, pentru că anul trecut am avut foarte, foarte mult și să ne luăm de partea noastră parteneri care să rămână în de acest lungă drum și mai puternici și să ne susțină. Și au rămas, înțeleg, foarte mulți dintre, da, dintre cei cu greutate. Am văzut nume sonore acolo, alăturate primăriei Cristian, principalul organizator. Consiliul Județean, este foarte bine că s-a întâmplat și, și acest lucru, pentru că și vizibilitatea și impactul festivalului au crescut. Echipa. Echipa. Avem echipa, avem valoare. Da. Din punctul acesta de vedere, aș putea spune că știu cumva cât de greu mi-a fost inițial fără a avea această echipă. Și fiecare om din echipă are și a avut rolul lui în organizare. La început a fost doar Areș Alexandru Crețu. Da, pentru că de la mine a venit ideea. Și la început a fost ideea, nu cuvântul, exact, ideea. Însă după aceea s-au alăturat unul câte unul și fiecare cu partea lui de responsabilitate. Simți asta... o echipă completă acum, o echipă închegată, unită, așa cum ți-ai dorit-o și cum nici nu visai atunci? Mă gândeam la finalul ediției anterioare la asta și exact asta îmi spuneam, că dacă aș fi rămas doar eu sau cu încă unul sau doi, cu siguranță n-aș fi reușit să duc la capăt totul. Pentru că nu poți, de unul singur nu poți. Nu, și e bine că s-au energiile s-au coalizat așa, s-au aliniat totuși astăzi, tocmai astăzi, când povestisem despre emisiune și ne pregăteam de festival, o scrisoare adresată cristolovenilor mie mi-a tulburat puțin sufletul, recunosc, pentru că anul trecut, umăr la umăr, emisiunea în care povesteam despre festival era cu un om drag, cu un drag și cristolovenilor, cu un actor iubit, Florin Coșuleț, care astăzi se despărțea cumva de cristoloveni și de voi. Cum să primim totuși noi, cei care nu știm ale bucătăriei? Îmi place totuși să cred că nu se despărțea de cristoloveni, pentru că în această colaborare. Florin Coșuleț este totuși un cristolovean. Și când mă refeream la ceea ce la contribuția pe care a avut-o fiecare membru din echipă, mă refeream și mă refer inclusiv la el. Adică cu toții am avut... Deci cele ce le-am spus în emisiunile acelea au fost adevărate. Exact, da? Deci din prietenia voastră, din discuțiile voastre, a crescut festivalul. Da, nu avem cum să negăm astfel de lucruri. Adică dacă spunem că voluntarii contribuie substanțial la organizarea acestui festival, apoi echipa aceasta restrânsă care lucrează un an întreg
pentru a organiza festivalul contribuie major la organizarea lui. Și cum să luăm noi, privitorii, beneficiarii, cei care se bucură de munca voastră și de un moment de acest gen, să încercăm să nu-l vedem, să nu încercăm să înțelegem, sau... Poziția mea este, să știți, una cumva delicată din punctul ăsta de vedere, însă în viață există alegeri și acum el a ales așa. Deci nu a fost alegerea voastră. Nu a fost alegerea echipei, a fost alegerea lui. Lui Florin. Și atunci mie îmi place să o respect. Ceea ce poate pe aici, pe acolo, cumva mă deranjează, sunt micile dezinformări. Însă, lumea, în lipsa unei informații oficiale, lumea da. Începe să croșeteze și să dezvolte scenarii, de aceea întrebam. Mai drept. Mult. Însă, pe de altă parte, eu aș vrea ca noi să fim concentrați și calați pe organizarea festivalului și să facem în așa fel încât festivalul să iasă foarte bine. Spiritul Carfest nu trebuie tulburat. Exact. Și să ne concentrăm mai puțin pe astfel de lucruri. Noi cu atât mai puțin. Întrebam că asta este menirea jurnalistului. Noi vrem să iasă bine și atât și dacă nu iese bine să avem despre ce povesti la știri. De unde ar putea să nu iasă bine? Care sunt vulnerabilitățile? Vremea. Ați vorbit, ați negociat, că iată ce vreme avem acum. La vreme m-am gândit, inclusiv astăzi când am văzut în cât de tare putea să plouă. Pentru că aceasta ne-ar putea strica puțin organizarea. Intenționăm în curtea sălii mari să avem o activitate intensă. Adică vom avea ateliere pentru copii de la ora 11 până seara târziu, astfel încât părinții să poată urmări evenimentele nefiind deranjați sau stresați că cei mici sunt lăsați singuri. Asta a fost și motivul pentru care am recrutat foarte mulți voluntari și am împărțit în 4 sectoare. Da, să fie peste tot. Responsabilități clar delimitate, dacă tot mi-ai zis că sunt corporatistă, da. Să folosesc termen corporatiști. Și atunci vremea ne-ar putea încurca puțin planurile, inclusiv cu spectacolele din piațete, adică una este să fie vreme ca anul trecut. Alta este să stai sub umbrelă. Și alta este să stai sub umbrelă sau să mai bată și vântul. Deși, în general, la nume mari și la muzică adevărată, așa, oamenii vin și cu umbrela. Așa era, nu e aceeași trăire. Nu e aceeași trăire când ești repegit de frig. Însă, eu cred că vremea de astăzi este tocmai pentru a avea noi vreme bună. Aha, deci cumva se reglează, că nimic nu se pierde, totul se transformă. Deci, bun, altă vulnerabilitate. Mai să știi că noi suntem o echipă de oameni optimiști. Deci, așa că nu puneți rău înainte. Nu. Și dacă îl puneți, nu mărturisiți nici sub tortură. Nu, că suntem o altă calitate a noastră ca echipă, este aceea că suntem foarte transparenți și sinceri. Aha, deci spuneți tot. Subiect referitor la Florin, chiar suntem sinceri și deschiși și nu este un subiect sensibil așa cum probabil se dorește. Bun, sigur că se dorește, dacă este un scandal, de ce nu? De ce managerească acum, să fim foarte sinceri? Este nu o alegere personală și poziția lui Florin mie asta mi-a transmis. Adică nu știu ce au interpretat cristolovenii, însă pentru mine scrisoarea lui a fost... A transmis clar că este o alegere personală. Adică foarte elegant și foarte frumos într-un stil specific, ceva gen îmi iau geamant, mai rămâi sănătoasă cu coana, îmi iau geamantanul și plec. Nu? Da, din păcate, acum, da, vedem ce va fi, vedem cum vor cu coana e sănătoasă și se pregătește de bal, da? Asta este ideea. Nu rămânem în zone tulburi și dureroase, pentru că mă gândesc că aveți foarte mult de lucru și că sunteți nerăbdători să vă dau drumul să mergeți acolo la treabă. Nu mi-ați spus însă marile spectacole, marile nume.
Dacă vorbim despre concerte, despre cele despre din, concerte, din, da, din că de Maia, de Iureș am amintit, de Pascal Bruckner exact, am amintit. Vor mai fi și alte, da, alte spectacole de teatru, însă concertele din piață, vom avea un concert extraordinar al lui Nicu Alifantis. Nicu Alifantis. El ne este și ambasador încă de la, de la prima ediție. Deci unul dintre prietenii aceia. Exact, va fi un alt fel de concert Alifantis, pentru că va fi pe spate cu filarmonică și cu cor. Deci o combinație foarte interesantă. Da. Deschidem festivalul cu un concert Maria Tănase în premieră, da, deci va fi o premieră, o altă premieră la Cristian. Componenta etno aici, da, deci da. Da. Cu trei soliste pe trei voci complet diferite din trei zone diferite ale muzicii, pe un tango argentinian cu Analia Selis, cu o voce autohtonă de aici a Brașovului, Alexandra Fitz. Minunat. Și cu jazz Nadia Trohin. Deci când Alexandra Fitz, Maria Tănase, este tulburător. Exact. Tulburător. După aceea vom mai avea concerte de jazz, vom avea încă un concert puternic, Ovidiu Lipan Țăndărică, cu fanfara și cu invitații. Închidem cu Zdob și Zdup. Mai avem încă un concert Ada Milea și Alexander Bălănescu. Avem corala Armonia în Biserica Evanghelică, deci... Deci mă gândesc că trebuie să existe indulgență, să fie vremea bună pentru așa, pentru așa ofertă. Ce mai ai de spus? Că ne mai întâlnim în zilele festivalului, să-mi spuneți exact cum este, cum trăiți aventura. Ce ar mai fi de spus acum cu două săptămâni înainte? Deci duminică, de duminică în două săptămâni pornim la Carfest. Noi ne-am bucurat foarte tare ca și persoanele care sunt poate un pic sceptice sau care nu au fost până acum la Cristian și n-au ajuns încă la Cartfest, să vină și să simtă. Să simtă, să da, încerce. Să vină. Să guste. Exact. Să cunoască și să vadă, pentru că este foarte mult suflet în ceea ce facem și îmi place să cred că asta se simte și se transmite. Și creează dependență. Și creează și dependență. Ce să mai spun în Carmen? Mai, azi e multe de spus. Mi-este teamă să nu mă pornesc. Chiar ar fi multe de spus. Adică, așa cum a punctat Alex, ne-am dori să vină cât mai multă lume. Pentru că, spuneai tu de clasamente, eu zic că ocupăm locul 1 în rândul celor care au fost și au văzut și este un top de angajament. Și cine gustă Carfestul nu-l mai poate de uita. De asemenea, în topul evenimentelor din Brașov am fost după Oktoberfest, ceea ce pentru mine a fost... Fără să dați bere și... Da, foarte mare recunoaștere că fără asta a da bere provocare. Și nici, asta provocare. Totuși, un festival de cultură este în mintea brașovenilor. Dar da, ne-am dorit să vină cât mai multă lume, chiar dacă locurile în sala de spectacol sunt limitate, toate piesele vor fi transmise și pe ecran, în curtea Selimar, de aceea ne dorim vreme bună. Aha, deci putem sta acolo, turcești așa, și evident, putem, dacă n-am prins loc în sală, n-avem eu suferecita beneficiară. Da, și o foarte mare rugăminte pentru participanți este la spectacole de teatru să vină cu cel puțin 30 de minute înainte. Da. Pentru că ne ajută pe noi foarte mult în a ne organiza și a asigura un act artistic de calitate. Și să ne gândim că vrea și Carmen să ne vadă așezați, să poată să savureze și ea măcar din culise puțin din spectacol. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Ținem pumnii să fie soare în primul rând, că suflet e din belșug și oferta de cultură este minunată. Să meargă totul ca uns și să ne întâlnim, să povestim și cum a fost. Și pregătind edițiile următoare. Încheiem emisiunea de astăzi, ne-am auzit la Radio Brașov, ne-am văzut pe Mix TV cu Alexandru Rareș-Crețu, președintele onorific al festivalului, și cu Carmen Lomănariu, vicepreședinte al festivalului. Nu înainte însă de a vă invita să vedeți un promo. Am văzut ce a fost, am început cu ce a fost. Iată,
să ne uităm un pic la ce vine. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor. În 2 săptămâni și un pic mergem la Carfest, la Cristiana.